Welcome to Reigns Academy, number one online training service. Be the best version of yourself today. O să ne-am pe Andreea. Da. Bună, Andreea, ce faci? Bună, uite, prin casă, vreau să beau o cafea. Eu deja sunt la a doua cafeluță. Eu la a patra, cred. Foarte tare! Asta la mine e de dimineață. Da, e foarte tare. Da. Am zis să mai fac așa timp să ne mai și auzim la telefon. Știi că poate n-am avut întotdeauna ocazia să vorbesc cu toți la telefon, știi? Cu toți clienții. Îmi dau seama la cât suntem. Da. Zic, Tibi, o întrebare, cu antrenamentele de săptămâna asta merg la muncă. Da. No, și o să fie cam urât, că lucrez până la 10 seara. În principiu, în prima săptămână, de la 9 la 10 seara. Adică de la 9 dimineața până la 10 seara? Da. Și după aceea, săptămânile celelalte? O zi de dimineața, una de după masă. Sau două de dimineața, două de după masă. Păi atunci săptămâna asta te ții doar de dietă, când vei avea de lucru foarte mult. Și, da, și după aia o să începem cu antrenamentele, când vei avea o zi așa și o zi așa, știi? Asta e. Demers pe jos în fiecare zi. Da. Ceea ce este foarte bine, oricum. Măcar să faci partea de activitate fizică. Ce vreau să te întreb? Noi am, văd că mi-ai trimis primele tale poze pe 4 martie, în care specificai că ai 81,9 kg. Da. Acum câte kilograme ai? Stai să mă duc la cântar. Stai așa. N-ai apucat să mănânci nimic? E bine. 76. Super, foarte tare. Deci 4 cu încă 2, 6 kg. Bravo! Bravo, Andreea, chiar ești bună. Mersi. La mine e începutul mai greu în orice fac. Deci primele 2 săptămâni e grele. După aia nu mai am treabă cu nimic. Da, și am văzut că te-ai adaptat. Da. Și cu alimentația m-am obișnuit. Bine, Tibi, la mine adevărul e prietenul meu, nu așa ceva mănâncă. Nu, am înțeles. Deci la mine e foarte ușor că eu nu găsesc altceva în casă, eu nu găsesc dulciuri în casă, eu nu găsesc nimic. Ia auzi. Păi asta e foarte bine, da, că nu ai tentații. Exact, exact, că nu mai sunt tentații acolo. Tu în ce țară ești? Nimic. În ce țară ești? Credeam că știu că majoritatea clienților mei, știi, sunt plecați prin afară și aveam impresia că ești prin Germania sau în altă țară, cine știe, știi? Nu. Am înțeles, deci ești de-a noastră, de pe teritoriul României. Da. E foarte tare, să știi, eu sunt foarte încântat de tine, să știi, și de ambiția ta și am văzut că ești foarte activă în tabără. Mi-a plăcut foarte mult că te-ai integrat așa, știi? Ai fost o fire sociabilă și, cum să spun, odată cu chestia asta te-ai și prins în jocul ăsta, știi? Adică te-ai și ținut de treabă, ai și pus poze. Care, îți spun sincer, de 6 ani am mai călcat într-o sală. Ia auzi. Eu de 6 ani am mai călcat într-o sală. Ți-am și explicat atunci, am avut o experiență foarte urâtă cu fandările. Și da. Am zis că eu la sală nu mă mai duc. Da. Ce spun să faci din 20 câte aveai să faci, câte aveam atunci seriile, să ajung să fac 70 într-o zi, m-am omorât. Păi da. Da, deci îți spun, 2 săptămâni mă chemau prietenii afară, nu vin. Thank you.
Da, te cred, te cred. Deci a mea a fost cea mai cruntă experiență. Da, ce vreau să te întreb, nu te-am văzut așa, spre deosebire de alți clienți care sunt disperați că nu observă rezultate sau că nu au slăbit suficient, pe tine nu te-am văzut să te îngrijorezi, adică să zici, bă, uite, n-a slăbit suficient sau chestii de genul ăsta. Ai fost calm, adică ți-ai văzut acolo de treaba ta, n-ai fost să te agiți. Și din ce cauză? Pentru că eu văd pe haine. Da. Deci am văzut chestia asta pe haine. Eu am, bine, și adevărul e nou. Dacă nu ai nici omul care să zică lângă tine, bă, va fi ok, nu se văd rezultatele după o zi, două, trei, patru, Da. e greu pentru alții. Pentru mine nu e greu deloc. Deci eu Da. spun, eu l-am pe Ovidiu lângă mine și îmi zice, hai fată, că uită-te la tricourile de anul trecut. Deci el asta îmi spune, uite-te la tricourile de anul trecut, va fi mult mai bine, le lăsăm în urmă. Mi se pare că el m-a găsit prima dată și a zis că mi se pare că el a plătit. Da, el te-a găsit, dar foarte mult timp te-a urmărit. Da. Deci el foarte, foarte mult timp te-a urmărit. Că chiar râdeam de el, că s-a fost cântării, ieri o slăbit 2 kg. El nu vrea să facă chestia asta. Și zic, bine, Obi, zic, tu într-o săptămână, nici într-o săptămână slăbești 2 kg. Fără să vrea. Deci fără să vrea, Tiberiu, are 5 mese pe zi. Eu așa ceva n-am văzut. Păi el să ține așa de sală, așa serios, sau își pune mesele pur și simplu că vrea el așa? Deci el merge la sală în fiecare zi. El așa Opa! merge de 7 ani, oare face? Ia auzi! Da. A avut un singur an întrerupere când ne-am mutat. După ce ne-am luat apartamentul, atunci am avut. În Da. rest, nu are nicio treabă. Am înțeles. Dar tu cum ai făcut El e eu. față? Cum ai făcut față tentațiilor? Tentațiile când te apucat pofta, de exemplu, de ceva dulce sau de cum ai reușit? Da. Exact. Ca să-ți treacă. Da. E, ești Nici cafeaua nu mai beau cu lapte. ești exemplu. Că zici că nu-s bune lactatele, Da, nu-s deci este exact pe sufletul meu, nu știu cum să spun, pentru că tu ai respectat exact ceea ce s-a spus, știi că unii nu consumă apă, de exemplu, și îți dai seama, metabolismul se încetinește dacă tu nu consumi apă, nu mai au loc arderile în organism, au impresia că dacă consumă apă, rețin apă, ceea ce este o prostie, știi? N-are nicio treabă. Da, dar și toată lumea îmi zice, dacă bei apă, bea suc, nu beau suc. Eu n-am mai pus suc în gură de 2 luni de zile. Bine, ai spus Da. acum de chestia asta. Foarte bine. Păi da, să știi că am cunoscut persoane care mâncau foarte corect. Dana, clienta mea. Welcome to Reigns Academy, number one online training service. Be the best version of yourself today. De exemplu, a avut perioade în care a mâncat foarte corect, dar bea sucuri 2 litri pe zi și erau 1000 de calorii pe plus, 1200 iar se îngreșase din sucuri. Înțelegi? Da, asta, așa am ajuns și eu la kilogramele astea. Deci exact Ai. așa am ajuns și eu la kilogramele astea, pentru că, da, recunosc, lucram de noaptea, beam sucuri și cipsurile. Alea sunt. Așa, exact. Deci atâta mâncam. Eu ziceam, băi, eu nu mănânc nimic în cu. Bine, nu mănânci, dar bei chestia aia urâtă. Da. Foarte tare. Foarte tare. Să știi că ți-am zis, sunt foarte mândru de tine și chiar îmi place activitatea ta și chiar te felicit pentru rezultate. Uite, s-a văzut că te ții de treabă. Ce vreau eu să te rog pe tine, că în perioada acestei zile eu o să sun mai mulți clienți, o să dau mai multe telefoane. Te deranjează dacă anumite secvențe din conversațiile cu clienții, respectiv, uite și din ce am discutat cu tine acum, anumite secvențe le putem folosi ca exemplu să le arătăm oamenilor. Uite, domnule, am vorbit cu clientul X, clientul Y, uite ce spune lumea. Înțelegi? La modul strict profesional. Foarte ok, nu mă deranjează cu absolut nimic. Am înțeles. Bun.
Atunci, ce să zic, mersi frumos și dacă tot te-am sunat, nu știu, mă gândesc, poate mai ai vreo întrebare, ceva cu care pot să te ajut? Descurc la orice. Când vei constata tu că procesul ăsta de slăbire mai stagnează, adică indiferent cât ții tu dieta, nu mai slăbești, te-aș ruga să mă contactezi personal ca să-ți mai fac o schimbare, adică să schimbăm dieta, să te trec pe altă dietă, că mai sunt perioade în etapa asta de slăbit în care corpul stagnează. Și atunci este nevoie să abordăm problema diferit, să schimbăm dieta, știi? Unii au nevoie să schimbe dieta după 2 luni, alții după 1 lună, alții după 3 luni, depinde de la corp la corp cum reacționează, știi? Dar când vei fi tu nemulțumită la modul la care vei zice, domne, nu sunt mulțumită, parcă nu mai slăbesc, parcă nu mai dau jos, să mă contactez ca să schimbăm dieta. Da? Ok, și încă o întrebare. Eu mai am până la sfârșitul lui aprilie Așa. abonamentul. Da, cred că da, n-am apucat să verific. Păi Nu mai stai, știu exact. martie, aprilie, eu cred că ai luat pe 3 luni sau nu știu. Da, pe 3 luni au fost. Păi asta e, și dacă noi am început pe 4 martie, avem o lună până pe 4 aprilie, încă o lună până pe 4 mai, cred că pe la sfârșitul lui mai, deci mai avem destul timp. Ok, numai atâta te rog să mă anunți cu o săptămână înainte să-ți depun să prelungesc. Cum să nu? Cum să nu? Că nu de alta, dar am nuntă în septembrie. Ah! Și gândul ăsta. Deci avem, da, ziua cea mare, ca să zic așa. Am Da. înțeles. Da, foarte tare. Cum să nu? E în regulă, Andreea, cum să nu? Te anunțăm din Oricum eu o avans. să-ți scriu. Da, da. Mai și mai vorbim. Cum să nu? Cum să nu? Bine atunci, ce să Ok. zic? O zi O zi frumoasă să frumoasă ai. să ai. La fel, Pa. ciao. Till it's